Prezent după foarte mult timp la conferința de presă săptămânală a echipei CNE din Nicu Golescu, antrenorul secund Liviu Hapaină împreună cu portarul titular Adrian Tănase au vorbit deschis de problemele cu care s-au confruntat înaintea jocului de la Aninoasa, dar și despre victoria obținută pe terenul dâmbovițenilor. De asemenea, atât tânărul tehnician cât și îngerul păzitor al Buturilor Mușcelene au vorbit în termeni laudativi la adresa jucătorilor Delcea, Dumitrache și Dalu, cei doi apreciind evoluția acestora în jocul de la Aninoasa. Nu a fost uitat nici Cosmin Leca, fundașul mușcelean, având evoluții din ce în ce mai bune în acest retur de campionat, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în victoria 1-0 de la Aninoasa. A fost un meci echilibrat, am întâlnit o echipă incomodă, care știți bine că nu am reușit nici într-un campionat să o învingem. Starea terenului nu era una chiar atât de bună, dar băieții au prestat un joc bun, consistent și, din fericire, am reușit să învingem. Echipa adversă a prestat și ea un joc la rândul ei destul de bun. Ne-au pus câteva probleme, dar, cum v-am spus și înainte, bine că am reușit să luăm cele 3 puncte. Legat cu părerea mea, de la joc la joc crește foarte mult, la Anima sau un joc perfect, exact aș putea spune. Putem pune pe seama acestui joc bun al lui, că l-are în dreapta pe Voicu și în stânga pe Rada, îi dă mai multă siguranță? Nu. Leca este un jucător valoros, cu calități, pentru acel post pe care evoluează. Joacă ce trebuie, joacă simplu, nu se complică și, din ce mi-arăt eu aminte, nu cred că a făcut vreo greșeală majoră la vreun joc, de câte ori a fost nevoie de el. De asemenea, Dumitrache și Delcea, un joc extraordinar din punctul meu de vedere, având în vedere că e prima dată când îi folosiți ca și titular. Da, exact și amândoi au venit cu un plus, Dumi cu un joc exact pe faza de apărare, Delcea se vede că are calitate pe postul pe care joacă, chiar dacă el vine după o accidentare gravă, el de mult nu a mai avut un meci întreg jucat, dar valoarea lor s-a văzut. Și asta e bine pentru întreaga echipă, pentru că există concurență cu cei doi. Să nu uităm că e și Băduleanu pe partea lui Dumi. La închidere acolo sunt Genaru, Ion și noi trebuie să alegem varianta cea mai bună. A fost un meci dificil cu echipa arțăgoasă, care își doreau victoria, jucau acasă, dar noi am făcut un joc destul de exact. Am reușit să marcăm repede în prima repriză. După aceea am făcut un joc de exact în apărare, ne-am închis foarte bine și până la urmă are și victoria. Ocazii mari de partea aia? Nu, ocazii mari, au câteva situații, da, ocazii foarte mari. Un singur șut prin minutul 35, de la expostul acolo. Da, să zicem că a fost o singura ocazia lor, da, prima repriză. Liviu Hapaină nu a vrut să divulge dacă va schimba sau nu echipa pentru partida de sâmbătă de pe Municipal contra oltenilor de la Podari. Cum jucătorii care au intrat în partida din etapa trecută de la Aninoasa au dat randamentul scontat, mai mult ca sigur că aceștia se vor regăsi printre titulari și în confruntarea cu echipa pregătită de Florin Șoavă.